Scorul de 7-0 a fost obținut de la cei de la Foresta în urma meciului amical cu Asara Răul, câmpul moldovenesc, în condiții nu chiar favorabile, deoarece terenul era acoperit cu un strat generos de zăpadă, iar marcajele au fost făcute cu nisip. Noile achiziții de la Foresta au fost văzute pe teren, și anume Adrian Neacșu, Carlos Corduneanu și Bogdan Filip. Cei care au marcat pentru Foresta au fost Căinari, Ungureanu, Diallo și Martin. Cei care au jucat în prima repriză au fost Mociu, Sumanariu, Celeadnic, Neacșu, Drugă, Căinari, Rigoni, Cerlincă, Ungureanu, Filip, Marin. În a doua repriză au jucat Cărbune, Corduneanu, Mandiuc, Mateiciuc, Filip, Diallo, Stănescu, Căinari, Ungureanu, Burghele, Martin. Cei accidentați din echipă nu au jucat, anume Adrian Avrămia și Mario Pipoș. Foresta a avut pe data de 11 februarie un meci de pregătire cu CS Dante Botoșani. Meciul s-a disputat pe stadionul Rarău la ora 15, apoi își continuă cantonamentul până la sfârșitul săptămânii, când au programat un meci amical cu Bucovina Rădăuți.